Vă salut prieteni, bine ați revenit la un nou video de pe canalul tutorialele lui D. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum puteți să încărcați fotografii pe Instagram de pe calculator. Haideți să începem! Țin să menționez că va trebui să adăugăm o extensie în browserul Google Chrome. În cazul în care nu-l aveți, ar trebui să-l descărcați acest lucru îl puteți face foarte simplu căutând pe internet Google Chrome Download, intrați pe prima pagină, descărcați browserul, iar după aceea veți putea urma cu ușurință pașii prezentați de mine. Haideți acum să deschidem browserul pentru a vă arăta cum adăugați acea extensie. Odată ce ați intrat pe browser, vă duceți aici pe aceste trei bulinuțe la Settings, Derulați în jos până găsiți aici Advanced. Mai derulați, o să găsiți undeva accesibilitatea, dați click pe acest buton. O să fiți redirecționați către Chrome Web Store. Aici o să găsiți multe extensii care o să vă îmbunătățească experiența pe Google Chrome. Noi o să căutăm o extensie numită Desktop for Instagram. Haideți să apăs butonul Enter. Aceasta este extensia dorită. O să vă las și un link în descriere pentru a ajunge cât mai rapid pe această pagină. O să dau click pe butonul Adaugă în Chrome, Add Extension. După cum vedeți, extensia mi-a fost adăugată. O să vă prezint imediat și cât de simplu este să deschidem extensia. Până atunci trebuie să fac o precizare. În cazul în care doriți ca de fiecare dată să vă fie deschisă extensia pe contul de pe care dumneavoastră doriți să faceți upload de poze pe PC, va trebui mai întâi să vă logați pe browser cu contul respectiv. Acest lucru, după cum știți, este foarte simplu. Căutați Instagram pe Google, vă duceți pe primul site, vă logați, eu mi-am făcut un cont nou și m-am logat. Se poate vedea că acesta este un cont nou. Haideți acum să deschidem extensia. O să o deschid și eu dând click pe logo-ul acesteia din dreapta sus. După cum vedeți, avem în mijlocul ecranului o imagine live a unui telefon, sau mai bine spus avem o copie a aplicației mobile Instagram o să putem pe această copie a aplicației mobile să facem cam aceleași lucruri ca pe telefon. Bineînțeles că o să putem adăuga și poze dând clic pe acest plus. După ce am dat click, putem să alegem din calculatorul nostru poza pe care noi dorim să o postăm. Eu am aici o poză. Puteți să redimensionați respectiva fotografie. Eu o să dau click pe continuare putem să o adăugăm o descriere la respectiva poză sau locația unde am făcut-o. Eu nu o să fac aceste două lucruri și dau click pe distribuie. O să vedeți că poza a fost postată. O să putem foarte, foarte simplu să o și ștergem, bineînțeles. Dați click pe ea și vă duceți pe aceste trei buline și apăsați butonul șterge în cazul în care ați încărcat ceva nedorit. Un avantaj al acestei extensii față de altele este că putem să și descărcăm fotografiile care ne plac apăsând acest buton. Dacă l-ați apăsat, fotografia dorită o să fie descărcată. Aceasta este o fotografie pusă de mine, de aceea nu o pot descărca. În cazul în care o să aleg o altă fotografie, o să o pot descărca foarte, foarte simplu. Putem, bineînțeles, să ne adăugăm și o fotografie la story. Nu o să mai fac acum acest lucru, dar e bine de știut. Aveți aici câteva lucruri care le puteți activa sau dezactiva în funcție de preferințe. Eu o să le țin pe toate pe on ca să am câteva avantaje. După cum vedeți, unul dintre acestea este, după cum v-am spus și mai devreme, butonul de download pentru fotografii. Cam acesta a fost tutorialul. Cred că a fost un tutorial de folos pentru toată lumea. Sper că v-am ajutat și pe dumneavoastră. În cazul în care este așa, nu uitați de like, share și subscribe. Iar până data viitoare, la revedere!